Laila, 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 laila. Laila, laila, laila. Sigur că publicul din Soroca este un public deosebit, în special pentru trupa Acord. Din nenumărate ori am avut evenimente private, dar la un concert live și la un concert solo al trupei Acord suntem pentru prima dată și mă bucur că deja publicul umple sala, sunt veseli, sunt bucuroși, sunt dornici de muzica Acord. Sigur că am adus ce avem mai frumos, am adus cântecele noastre în această seară frumoasă de martie la Soroca. O să vă cântăm hore, cântece mai noi, cântece mai vechi, cântece de suflet. De asta vreau să vă degajați, vreau să lăsați toate grijile și toate problemele cotidiene dincolo de intrarea în acest frumos palat al culturii și vreau să vă distrați la maxim, ca să rămână această seară în sufletele noastre, a tuturor celor prezenți, ca o seară istorică, ca o seară frumoasă, că ne-am întâlnit la Soroca pentru un eveniment atât de frumos. Și vreau să-mi promiteți asta cu aplauze! Așa, toată mâna în picioare! Sus, sus, sus! Așa, îi vine la Soroca, așa! Când însemna! De fapt, atunci când s-a decis să facem spectacolul la Soroca, știam, intuiam că va fi foarte frumos, pentru că la Soroca întotdeauna suntem așteptați, pentru că Soroca are un public deosebit și pentru că Soroca știe să dea aprecieri maxime. Eu cred că acolo unde este publicul trupei Acord, publicul care ascultă muzica, este la fel de frumos, vesel și știe să trăiască viața demn și în picioare. Vorba cântecul. Da, cântecul nostru. Frumos. Domnul Cimbriciuc, el întotdeauna ne primește pe noi cu mâncare gustoasă, frumoasă și apropo, salutări. Din păcate, ei astăzi muncesc și nu sunt cu noi, dar le transmit un mare salut din partea noastră, din scenă. Ești iubirea mea cea mare, ești pe toate. Ești în lună sau pe soare, unde, unde? E o striga, nu îți spune unde, unde? Primul și primul rând vreau să vă spunem, mi-a fost foarte dor de voi. Vrem să auzim dacă și vouă v-a fost dor de noi. Vreau să vă sunt oamenii. Iubiți-vă, părinți, fiecare zi, fiecare ceas. La mulți ani, dragilor, pentru ai voștri. Soare, ne-am dorit să aducem, am făcut tot posibilul să fie iubire, dragoste în această sală, în acest palat, în acest eveniment frumos și dacă v-ați simțit bine, vrem să ne confirmați. A fost bine? Pentru femei trebuie să spui ceva deosebit, ceva din inimă, ceva din suflet, ceva cu impact și pentru noi bărbații femeile sunt inspirații, pentru noi bărbații femeile sunt un sprijin. Pentru noi, bărbații, femeile, sunt și o încurajare. De aceea, cel mai important, sigur că pentru femeie este sănătatea, dar și frumusețea, și lucrul, și imaginea, și starea aceasta a femeii de a fi mamă, de a avea grijă de familie, de a fi căldura căminul unei case. De aceea, pentru fiecare femeie, din Soroca, de la nordul țării și din toată Republica Moldova, dar chiar și din toată lumea, le dorim multă, multă sănătate și la mulți ani. Astfel de evenimente se întâmplă doar cu oameni frumoși, cei care sunteți dumneavoastră, cei care ați făcut tot posibilul să ajungeți la acest concert.
să ne vedeți, să vă bucurați împreună cu noi de această seară magică și pentru asta încă o dată vă mulțumim și vă suntem recunoscători, dar vrem să mai menționăm și noi câțiva prieteni importanți, frumoși, cu care am mers cot la cot pentru acest eveniment. În primul rând vreau să le mulțumim fetelor de la Etichet, care sunt în sală și v-au primit, v-au așteptat așa, v-au ajutat să vă găsiți locurile, să vă găsiți fetelor. Mulțumim pentru ajutorul vostru, de fapt suntem majoritatea spectacolilor împreună cu echipa Etichet. Și desigur cei care ne-au ajutat să vă aducă anunțul, mesajul că trupa Cornelia Soroca este partenerul nostru media, Observatorul. Noi salutăm ne-au ajutat cu medializarea acestui eveniment. Mai avem prieteni la Soroca, sunt partenerii noștri Leprecom, care știu că sunt aici în sală. Dați-ne un semn să vă vedem Lucoșenile. Bună seara, mulțumim partenerilor. Vrem un jude. Tu sei la mia donna, o Madonna. Tu sei la mia cuore, o Madonna. Sarebbe sempre mia, o Maria. Ti amo, donna mia, Maria, amor.